Bine v-am regăsit, dragii mei! Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc că ne urmăriți într-un număr din ce în ce mai mare. Asta înseamnă că dragostea de țară este un sentiment de care avem cu toții nevoie. Un sentiment care ne împlinește și în același timp ne leagă pe noi, realizatorii acestei emisiuni și pe dumneavoastră, telespectatorii noștri. Iată ce v-am pregătit pentru astăzi! Daniel Leș, meșterul olar din Baia Sprie, județul Maramureș, duce mai departe tradiția ceramicii dacice. Vedeți imediat ce anume are aceasta specific, dar și cum a reușit artistul ceramist să promoveze satul maramureșan. La Clubul Câinilor Utilitari, oamenii și câinii fac echipă perfectă. Se antrenează intens pentru a salva vieți în situații de urgență. Aflați imediat povestea impresionantă a voluntarilor și a eroilor necuvântători care au participat la acțiunile de căutare a victimelor cutremurului din Turcia. Meșterul olar Daniel Leș este cunoscut în întreaga lume. Vasele de lut realizate de el, după tehnica dacică moștenită din generație în generație, au ajuns în America, în Asia și în întreaga Europa. Figurinele din ceramică ce înfățișează personaje din viața satului se vând cu mii de euro și i-au adus recunoașterea internațională. Cu toate acestea, Daniel Leș și-a păstrat modestia și smerenia. Cu banii obținuți din rodul muncii sale, a salvat de la dispariție câteva case maramureșene vechi de peste 200 de ani, pe care le-a restaurat cu mâinile sale și le-a pus la dispoziția turiștilor, pentru ca oricine îi trece pragul să afle povestea locului și să se bucure de traiul simplu, de la țară. Vă invit să pătrundem împreună în universul arhaic al artistului prin intermediul reportajului realizat de colega mea, Violeta Ivu. Strânge omul ca furnica, la capăt n-are nimnica. Patru scânduri prinse în cuiu, atâta e averea lui. Toate în lume au un rost. Toate în lume au un rost, dar parcă aici, în Maramureșul istoric, rostul, care este în tot și în toate, s-a păstrat cel mai bine. În verdele naturii, în portul popular, în bisericile de lemn, în obiceiuri și mai ales în sufletele oamenilor. Aici este Dacia liberă. Mă consider un dac liber. Coboară-te în casa olarului și te voi face să auzi cuvintele mele, i-a spus Dumnezeului Ieremia. Suntem la Baia Sprie, în casa olarului Daniel Leș. În liniștea atelierului său, luăm parte la o taină. Un nou vas este pe cale să fie făurit. A scos lutul de la 3 metri adâncime. L-a frământat bine cu mâinile și cu picioarele goale. A știut exact câtă apă să pună și cât să-l lase să se odihnească până să fie bun de modelat. Dar ce-ar fi boțul de lut fără priceperea și mai ales harul și dragostea făuritorului. Când te gândești că acest lut este amestecat cu strămoșii noștri, cum mai putea să nu rogi pe bunul Dumnezeu să te ajute să făurești un vas de cinste? Arta olăritului presupune multă trudă și mulți ani de ucenicie. Daniel Leș frământă lutul de peste 50 de ani. A moștenit acest meșteșug de la tatăl și de la bunicul său. E o rușine pentru maestrul tău să nu dea mai departe ucenici. Așa că eu am intrat în această meserie când eram mic, cam de pe la 6 ani, și până la 16 ani, când am cerut să fiu examinat, am fost ucenic. Examenul durează un an de zile. Se adună braț la olarilor, te creditează cum că ai putut face un cuptor de vase și în acel cuptor, după ce ai strâns un an de zile vase făcute cu mâna ta, fiind ucenic, l-ai ars, singur îl arzi și în mijlocul cuptorului faci cel mai frumos vas pe care poți tu să-l faci. Acel vas va rămâne mărturie la maestrul tău, oricine ar veni să spună, Daniel nu este olar, uitați aici, este examenul lui. Examenul nu este pe o diplomă, nu este pe o semnătură. Este acolo. Te recunosc toți și treci de la stadiul de ucenic la stadiul de calfă.
După ce ai trecut, depui un jurământ că toată viața o să faci olărit, dar nu numai că o să faci, o să înveți și pe ceilalți, pe copiii tăi. În cazul în care eu n-aș mai face, n-aș mai duce mai departe această meserie, breazla olarilor pentru ei, eu am murit, cu alte cuvinte. Așa că eu trăiesc primarele pe care le fac. Este un ulcior care atunci când am fost ucenic și mi-am dat acel examen ca să-l mai înfrumusețez, pentru că ucenicul trebuia să vină și cu ceva de la el, eu am făcut această creastă și un cioc. Ceramica dacică cu dinți de lup, prelucrată în mod tradițional, fără mijloace moderne, carafele nesmălțuite, ulcioarele care țin apa rece când mergi la coasă, toate reprezintă pentru meșterul olar o formă de comunicare cu trecutul și cu strămoșii săi. În zona noastră, în Maramureșul istoric, dacii liberi aveau o formă foarte sănătoasă de a prelucra vasele. Asta înseamnă că nu aduceau nimic în compoziție, în afară de pigmenți vegetali, și acel smalț, acel luciu, se obținea prin frecarea cu piatra. Se frecă cu o piatră de râu până se închid porii vasului. Și apoi cu o blană de oaie, își defuia până devine lucios. Îl consider cel mai sănătos mod de prelucrare a ceramicii. După aceea se arde la 1000 de grade și după ce este gata ars, la sfârșit se mai aplică un strat de ceară de albină foarte ușor și la fel se șlefuiește. Da. Asta e un ulcior neas. Și auziți sunetul unui ulcior nears? Și acum sunetul unui ulcior care arde deja. Când de arzi la 1000 de grade, materialele fuzionează. Nisipul, oxidul de fier și lutul devin un monolit. Și asta înseamnă că acest vas, dacă nu dăm cu el de pământ, poate să reziste mii de ani. S-a descoperit ceramică în zona noastră, cultura Cucuteni, cultura Suciu de Sus, epoca bronzului Cucuteni, veche de 5000 de ani. Asta datorită arderii, care a fost foarte bine. Deci așa puteți să cunoașteți un vas că e bine ars, să-l auziți că sună așa. Ca un clopot. Ca un clopot, da. Daniel Leș nu este doar un meșter olar din Baia Sprie. Este un artist ceramist premiat pe plan internațional. Lucrările sale se vând cu mii de euro. Dar peste toate astea, Daniel Leș este un gânditor, un povestitor, un iubitor al satului românesc pe cale să devină brand de țară. Și bine ar fi pentru noi să se întâmple așa. Privindu-i chipul și statura, te întrebi oare din ce cărți de povestiri istorice a coborât Dan Leș? Realizatorii de filme documentare de la canalul franco-german Art, de la National Geographic și din țară s-au întrecut în a-l filma. Despre talentul artistului ceramist din Baia Sprie s-a dus vestea în întreaga lume. A câștigat multe premii și ne reprezintă de fiecare dată țara cu mândrie la târguri și la expoziții. Și-a păstrat însă modestia și smerenia omului autentic de la sat. Refuză să își expună diplomele sau să vorbească despre ele, convins fiind că harul olăritului este mai presus de orice premiu câștigat. Nu m-aș putea mândri cu diplomele și cu premiile care le-am luat peste hotare, cât m-aș putea mândri cu faptul că mâine, dacă mă lăsați undeva în codru și am apă și lut, eu pot să vă fac oale. Și vreau în continuare să-i învăț și pe copiii mei. Cel mic Ștefan este în clasa 6 la liceu, la colegiul de artă. Aveți doi băieți. Am doi băieți. Cel mare deja e tătic, are trei copii. A terminat facultatea de artă la Timișoara. Acum s-a însurat la Cluj. Da. E la casa lui. Asta e. Tot sper să vină, să se întoarcă, să lucrăm împreună aici. Aici, la Baia Sprie, merele sunt mai roșii, iarba este mai verde, iar aerul este mai răcoros și mai curat. Este un loc de care universul a decis ca Daniel Leș să aibă grijă și să-l păstreze ca pe propriul suflet, autentic și românesc. Cu banii câștigați din olărit, a cumpărat mai multe case vechi, maramureșene, pentru a le salva de la dispariție și pentru a le duce povestea mai departe. Baia Sprie este un orășel al pictorilor bemăreni, este un loc de refugiu.
colegiu din Baia Mare. Mă plimbam când eram copil de mână cu tata pe aici și îmi spunea aici locurile cele mai pitorești, cel mai albastru cer. Și mi-am dorit, dacă o să cresc mare, să am și eu o căsuță minerească în Baia Sprie. Și de acest vis de copil s-a materializat acest proiect, să zic așa. Cea care o vedeți în fundal e o casă de lemn din Maramureșul istoric, de peste deal, adusă, relocată aici. Foarte mulți dintre proprietarii lor au venit din străinătate copiii și vor să le strice alea vechi, să aducă altele noi în cadru. Și noi am zis, hai să salvăm ce se mai poate salva. Bătrânii cu sufletul strâns mi-au spus, ia-le, că dacă nu le iei tu, s-ar putea să ajungă pe foc sau să ajungă în străinătate. Pentru că multe dintre casele astea s-au vândut în Italia, italienii au venit după ele și au făcut parchet, au făcut mobilă, au făcut orice și ne-au cam distrus Maramureșul, da, din păcate. O casă de lut minerească de la 1790, alta de piatră, altele de lemn, vechi de peste 200 de ani. În aceste case s-au născut prunci, s-au auzit scâncete, au crescut copii și apoi s-au cununat luându-și rămas bun de la părinții în prag. Fiecare poartă în ea povestea mai multor generații. Asta este o casă minerească, 1790, era mai joase ca să câștige căldură. Baia Sprie a fost un oraș minier. Erau foarte mulți mineri și mult din aurul ăsta se ducea în străinătate. De exemplu, în Viena s-a dus o grămadă din aurul din Baia Sprie. Și astea erau casele minerești, așa cum le vezi. Foarte modeste, aveau o sobă în care și găteau și se încălzeau. Încă asta e o casă care cât de cât e mai de gospodar, că avea două camere și o tindă. Dan Leș este bucuros că poate să împartă cu ceilalți locul acesta și meșteșugul pe care îl face. Îi primește cu brațele deschise pe toți cei care vor să se bucure de liniștea și de simplitatea traiului la țară. Să dormi într-o casă de lut, cum mai dormim brațele bunici, când te trezești dimineața, te trezești odihnit. Care sunt proprietățile lutului atunci când este umiditate multă, ți-o ia și când nu ai, ți-o dă. Așa că dacă stai într-o casă de lut, ai toate șansele să trăiești 100 de ani. Cum să nu fii fericit când îți calcă pragul oameni din toate colțurile lumii care vin aici să se liniștească? Bonjour, cher ami! Bonjour, bonjour! Comment vas-tu? Bien. Ça me fait plaisir de te voir. Ça va, l'artiste? Bien, bien. Je viens de France. De Strasbourg. Strasbourg. Mais bien sûr, je viens de Strasbourg. Oh, Strasbourg. Am fost la Strasbourg. Vă rog să intrați. Mulțumim. Mă ne-a spus că am venit mai târziu, dar până ne-am pus pe la niște neamuri și până ne-am întins. La vorbă. Ei nu vin aici să se petreacă, ei vin cu acea cumințenie să întâlnească un Maramureș cum l-au visat și cum l-au auzit din poveștile prietenilor. Așa că eu creez un colțișor oarecum în cadrul ăsta pe care îl vedeți voi pitoresc aici, care oamenii să se poată descălța, să calce iarba dimineața pe rouă, să mănânce o pâine în cuptor, să doarmă într-o casă veche de 200 de ani, să asculte poveștile de demult. Și de ce nu să se trezească în bătaia clopotelor din Baia Sprie? Exact, să culeagă un măr din copac da, sau să spargă o nucă. Tot ceea ce vedeți aici n-am stropit niciodată, n-am dat cu nicio soluție. Când fug din atelier, că mai am câte o lucrare care mă chinuie și atunci decât să o chinui și eu pe ea, fug afară, mă duc o oră în grădină și sap sau iau coasa și cosesc manual și mă descarc. Și mă întorc din nou în atelier, printre oalele mele și printre statuetele, printre acele figurine, că am dezertat un pic din natura populară, m-am dus și pe ceramica figurativă, mă simt mult mai bine, mult mai creativ. Așa că eu cred că omul trebuie să muncească și cu mâinile, și fizic. Așa este împăcat. Dorm mult mai bine noaptea. E foarte important să reînvățăm să trăim în armonie cu natura și să mâncăm mâncare sănătoasă din grădinile noastre în vase de lut. Am clienți, har Domnului, dar vreau să le naștem un semn de întrebare privitorilor noștri. Oare n-am putea trăi ca atunci? De ce să trăim mâncând din farfurii de polistiren? Caserole care se închid, nu-i viața. A trăi înseamnă mult mai mult decât a avea bani. Sunt oameni atât de săraci astăzi că în afară de bani n-au nimic. Vreau să vă spun că adevărata bogăție este aici. Dacă l-ai pe Dumnezeu și ești în armonie cu satul tău, cu locul tău, cu meseria ta, cu familia ta, nu-ți trebuie mai mare împlinire. Eu pe oamenii chem la libertate. Mulți nu înțeleg că libertatea este ambalată într-o simplitate. Aici, în locul ăsta, câteodată facem
adun tinerii, facem câte o proiecție video, mai vizionăm câte un film vechi rusesc și discutăm pe marginea lui. Avem invitați de seamă, pianiști, compozitori, cum știu și domnul Constantin Râpă de la Cluj vine cu elevii lui, facem câte o seară de muzică. Ce artiști mari v-au trecut pragul? Din București, din străinătate, de-ai locului, artiști, olari, meșteri cu care ne mai sfătuim, pictori, compozitori, scriitori, muzicieni. Adrian Aydin este un prieten drag, pentru că el a descoperit un lucru pe care mulți dintre muzicieni nu l-a observat. Ce are în comun olăritul cu muzica? Atunci când se făurește pe roata olarului un vas, în acele striații rămâne amprenta vocală, rămâne muzica. Și Adrian Aydin mi-a făcut o provocare, ce ar fi să facem o improvizație și în timp ce eu olăream, a spus, uite, acum tu ești dirijorul, cum o să-ți miști mâinile și cum o să se făurească acel vas pe roata olarului, eu o să compun ceva. A ieșit ceva extraordinar, oamenii au fost încântați să vadă mișcarea mâinilor, creșterea vasului și muzica care te duce în acea poveste. Ne mai vorbim de faptul că acel vas deja a fost amprentat cu acea muzică. Pentru Dan Leș, cea mai de preț comoară a satului românesc sunt oamenii. Pe o parte dintre ei i-a transformat în personaje modelate în lut. De alții s-a lăsat el însuși modelat, hrănindu-se din bunătatea și înțelepciunea lor. Învăț foarte mult din această rânduială a oamenilor bătrâni de la țară. Că dacă o să te desprinzi din confortul tău și o să te duci un pic să călătorești prin țara ta, să-ți cunoști patria la tine acasă, în acele sate românești, în care încă mai există rânduială. Da. Și o să descoperi o altă lume. O să descoperi oameni care, atunci când stai de vorbă cu ei, te încarcă. Acei oameni au decantat în creuzetul vieții lor acea bobiță de aur curat, dumnezeiască. Și ei așteaptă să ți-o dea să împărtășească și cu tine. Mă mai duc și fac voluntariat la oameni în curte. Le sparg lemnele, îmi plac. Ați văzut că îmi place să sparg lemne, îmi place să cosez manual. Adun pepenii de pe câmp și îi punem în car și ducem acasă. Fără să spun nimic că mi-e foame. Oamenii în mod natural te invită la masă. Deci în momentul în care pe omul în duhovnicii de la țară îl ajuți, câteodată nici măcar nu trebuie să-l ajuți. El vrea să împartă. Are un suflet atât de mare și de darnic încât dacă el nu împarte, nu-i sporește sufletul. Și el te invită la masă și te pune la masă. Și fii atentă, îți deschide un ștergar alb. Este un ritual acolo. Îți pune puținul ăla lui, mămăliga aia cu brânză, cu ceapă zdrobită cu pumnul și cu sarea aia zgrunjoasă pe ea și cu un pic de lapte acru. Dar te are ca oaspete. Și atunci când nu mai vorbești de aici, vorbește sufletul. Pentru că tot ceea ce numim noi astăzi comunicare s-ar putea să fie un schimb informațional. Avem schimburi informaționale. Cum îți merge? Cum îți merge cu filmările? Ce-ți fac copiii? Cum câștigați acolo în televiziune? Băi bine, oalele tale cum se vând? Unde ai fost? La ce expoziție? Ai rămâne la nivel informațional. Dar când ducem lucrurile de aici, aici și vorbește sufletul și badea eu și-o deschis, când o deschis ștergarul ăla alb și-o pus sufletul pe tavă și mâncăm împreună, vorbim puțin, dar cu esență. Și îți spune niște povești ale lui de când era copil care te înduhovnicesc. Și mă cheamă Lelea Florica în casă și zice, hai dragul mami că-i hiflământ. Și zic, nu-s flământ, Lelea Florica. Ba, zice, poate ți-a hiflământ sufletul. 86 de ani. Și mă cheamă în casă și mi-arată fiecare ștergar, fiecare împusătură. Uite, astea le-am făcut când am fost fată la mama. Asta m-a învățat mămuca să le fac. Mămuca zice la bunica bătrână. Astea sunt fețele ieperne cu care m-am măritat. Și zic, Lelea Florica, dar cum ți s-o văzut pân fereastra asta mică să împungi atâta? Și au zis, dragul mami, pân fereastra asta mică am văzut lumea 86 de ani. Și ce ai văzut, Lelea Florica, pân fereastra? Păi l-am văzut pe Văsălicuța când a fost mic, s-a dus la școală, a început să-mi povestească. Eu întrebam altceva, i-am răspundea, dar cu multă esență. Și zice, eu cumpărat tată s-o cojoc nou. După un an, zice, a apărut un petic. Și apoi a mai apărut un petic, pentru că pe vremea noastră noi reparam, voi acum aruncați. Nu ni se pare că suntem prea îngânfați și confundăm confortul și am ajuns niște risipitori. Noi acum aruncăm și relațiile. Dacă m-am certat cu cineva și nu mai place de el, gata, nu mai este prietenul meu. Avem prieten virtual pe Facebook. M-am dus cu cineva, am primit, uite, ăla mi-e prieten. Dar cum ți-e prieten? Cum te-ai salut? Nu, suntem prieteni pe Facebook. Dragilor, nu acolo este viața.
Nu o să trăim toată viața din like-uri și să mergem cu cotul scos pe geam să fotografiem. Nu, profită, du-te acolo jos, du-te acolo, umblă, desculți. Și ce mă întreabă? Dar oare voi, zice la Florica, oare voi pe ce fereastră vă uitați? Și atunci mă întreb eu, oare pe ce fereastră ne uităm noi astăzi? Pe ferestrele astea? 4K, 5K. Și unde ne duc ferestrele pe care ne uităm noi astăzi? Ce au văzut la Florica 86 de ani pe fereastra aia mică? Nu a fost niciodată cu mașina, nu a fost niciodată cu trenul în Baia Mare, nici cu avionul, cum umblăm noi acum. Și tot ce au văzut pe fereastra aia mică i-a fost de ajuns. Ca să înveți un lucru, cel mai important lucru din viața ei. Pentru că cu asta mi-a închis gura de amuțit, o deschis șifonierul încet. Și mi-a arătat o haină albă de sus până jos. Și zice, asta, zic, vai frumos, ele, Florica, dar când ai îmbrăcat-o? Zice, n-am îmbrăcat-o niciodată. Asta o să mă îmbrăc când o să fiu mireasă și o să mă întâlnesc cu mirele meu ceresc, cu Iisus Hristos. Lelea Florica cunoștea această taină a împăcării cu Hristos și aștepta cu nerăbdare ziua morții. Noi fugim de moarte și ne este frică. Când trăiești în simplitate, privind lumea pe o fereastră cât mai autentică și când în mijlocul familiei și a tot ceea ce faci se află Dumnezeu, acolo este fericirea. Eu cred că cea mai importantă instituție din lume este familia. Tata trebuie să fie preot în casă. Copilul trebuie să vadă că tata și mama își pleacă genunchii, că știu să se roage, știu să-și facă semnul crucii, se duc la biserică, știu să umble, să țină sărbătorile, știu să nu vorbească urât, de acolo pleacă educația. Trebuie să vadă și certurile, trebuie să vadă și împăcările, pentru că într-o familie nu este numai voie bună. Familia te pregătește să rapsi. Doamna mea este o sfântă care a înțeles acest lucru înaintea mea. Și ea s-a jerfit fugind cu mine de acasă. Ea a fugit de la părinții ei, dintr-o familie educată, o familie bună, vine dintr-o familie de director de bancă, o familie așezată, s-a dus după feciorul olarului. Olarii erau mai modești, 5 frați, nu aveam atâtea, dar ea m-a iubit atât de mult, în momentul în care am știut că suntem unul pentru altul, ea a fugit cu mine. Ea a fugit la 17 ani, o vârstă crudă, și a spus, vreau să mor împreună cu tine, să ne creștem copii împreună. A fost exemplu cel mai autentic de dragoste. Ce înseamnă România pentru dumneavoastră? România pentru mine, cea mai frumoasă doamnă a tuturor națiilor. Atât vreau să spun, sunt un patriot care cred în continuare, nebunește în această doamnă. În această doamnă care nu s-a întinat. Chiar dacă multă lume vine și la noi în curțile noastre și aruncă gunoaiele din toată Europa și mâncăm tot ce mai rău în Europa, le aduc la noi în supermarketuri. Această doamnă știe să trăiască frumos în continuare. Știe să-și ducă limba, nu se pleacă, o limbă frumoasă, știe să-și ducă tradiția și portul. Păi cum să nu fii mândru când m-am dus la Washington, îmbrăcat în cămeșă tradițională? Și acolo, lângă Casa Albă, aproape, am avut un ponton întreg. A venit ansamblul nostru, Transilvania, din Maramureș, și au zis horele noastre. Și toți americanii au muțit să opric. Pe cămășile noastre din Maramureș, fiecare împunsătură spune ceva. Avem niște semne acolo. Așa că noi ne-am țesut istoria pe noi. Dan Leș crede că sufletul omului este într-o continuă modelare în mâna lui Dumnezeu. El însuși, ca olar, îl vede pe Dumnezeu într-un fel aparte. Iisus Hristos a murit pentru mine și a curs sângele lui și a spus, curgând sângele acesta, vă iert de orice păcat din lumea asta. Și cred în jertfa Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Este secretul vieții mele. De acolo, în continuare, mergem și mă rog ca bunul Dumnezeu să mă ajute până la adânci bătrânesc să nu mă smintesc, să nu mă cred mai bun decât sunt, să îmi văd mai mult greșelile decât faptele bune, că faptele bune nu sunt ale noastre, sunt tot ale Lui. Aceste daruri cerești pe care Dumnezeu mi-a lăsat în mâinile mele, sfăcând, făurind oare și povestind, nu sunt pentru mine, sunt ca să le împart cu ceilalți. Da. De aceea nu mi-este greu când oamenii încalcă pragul cu gânduri bune. Eu nu sunt decât o bucată de lut în mâna marelui olar. Dumnezeu deja vedea din acel lut zgrunțuros care lumea zicea, ce face, a furat-o pe fata lui Filimon de acasă. E vrednic să-l bată Dumnezeu. Dar vine Dumnezeu și spune, din lutul ăsta o să-l frământ și o să scot afară impuritățile și o să fac alt vas din Dan Leș. Și acum, nu știu în ce fază a vieții mă aflu și cum arată vasul vieții mele, dar am un singur lucru sigur. Sunt în atelierul lui. Și așa că oricine ce-ar spune și orice impurități mai vedeți în mine,
Să știți că eu încă nu sunt desăvârșit. Sunt în timpul creației. Poate sunt pe roată, poate sunt la frământat, poate sunt la șlefuit. Dar vine o probă de care nu o să scăpăm niciunul. Niciun vas care intră în atelier nu poate să fie vas de cinste să-l pui pe masă dacă nu trece de ultima probă. Și ultima probă este proba focului. Cu cât materialul este mai frământat, cu atâta proba focului o să fie benefică pentru vas. De aceea cred eu despre România, că ea trece cu brio prin proba focului și alte țări s-ar putea să nu treacă. De ce? Pentru că România, dacă ar fi să aibă un brand, brandul nostru ar fi suferința. Cât o suferi bieții români și suferă în continuare, dar e în mâna lui Dumnezeu România. Și de aceea nu mi-e frică nici de Putin, nici de nimeni, pentru că România este în mâna lui Dumnezeu. Și eu cred lucrul ăsta și l-afirm. Dumnezeu este regele României. Așa că, dragilor, orice s-ar întâmpla, nu vă fie frică, pentru că suntem în cău cu palmele lui. De mii de ani, câinele este cel mai bun prieten al omului, acesta fiind și primul animal sălbatic pe care omul l-a îmblânzit. Loialitatea și dragostea de care dau dovadă patrupedele îmblănite sunt de neegalat. La Clubul Câinilor Utilitari, oamenii și câinii fac echipă perfectă. Se antrenează intens pentru a salva vieți. De-a lungul timpului, voluntarii și partenerii lor necuvântători și-au dovedit abilitățile impresionante în situații de urgență precum cutremure, avalanșe sau dispariții de persoane. Anul acesta au făcut parte din echipa de căutare a victimelor cutremurului din Turcia, iar eforturile lor au fost recunoscute chiar de președintele României. Aflați povestea impresionantă a eroilor patrupezi din reportajul realizat de colega mea, Bianca Apostol. Turcia a fost lovită năprasnic de un cutremur devastator. Este din nou alertă în Turcia. Un nou cutremur de 6,4 grade pe scara Richter. Lupta pentru supraviețuire continuă pentru oamenii care au scăpat cu viață din cutremurele care au lovit Turcia. Autoritățile din Turcia nu mai au unde să îngroape victimele celor două cutremure. Coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. România va trimite echipe de intervenție Turciei. februarie 2023, ora 4 și 17 minute, Turcia. Un cutremur de 7,8 pe scara Richter zguduie sudul și centrul țării, la fel și sud-vestul Siriei. Groaza continuă și în următoarele zile, când alte replici ale cutremurului au afectat 16% din populația Turciei. Zeci de mii de oameni își pierd viața sub dărâmături, în timp ce alte sute de mii se zbat între viață și moarte, așteptând să fie găsiți printre ruine. Sunt situații extraordinare, excepționale, care, slavă Domnului, se întâmplă destul de rar. Dar, într-adevăr, pentru că se întâmplă atât de rar și impactul lor e atât de mare, cam rămân în minte, știi? Dar, în principiu, noi de-aia ne antrenăm. De 3 ori pe săptămână, ore la rând, ca atunci când ajungi într-o situație de genul ăsta, tu să nu te mai gândești cât de mult îți e teamă, ci pur și simplu să acționezi ca la antrenament. În fața dezastrului, eroii noștri s-au ridicat neînfricați și fără pic de ezitare. România a trimis rapid o echipă de sprijin formată din personal specializat de căutare-salvare ROUSAR, medici, asistenți SMURD și personal cu echipe canine din cadrul Clubului Câinilor Utilitari. Împreună au mers în provincia Hatay, într-o localitate apropiată orașului Antakya. La ora 6:30... am primit o prealertare, băi, să fiți atenți că e posibil să plecăm în Turcia. La ora 7, 7 și un pic
am primit confirmare, sigur plecăm în Turcia. Și din secunda aia a început o goană nebună. Unde mi-e ghiozdanul? Unde mi-e apa? Mâncarea la câini? N-am destulă. Din cadrul Clubului Câinilor Utilitari a fost trimisă o echipă experimentată și atestată de Ministerul Afacerilor Interne, din care fac parte Romica Chițoi și Zura, Mihai Negoiță și Achi și Eugen Voicu și Cali. Ne-am îmbarcat în Hercule după ce am încărcat. Bine, am încărcat colegii, noi am ajutat și noi pe acolo cu ce am putut. Dar după ce s-am încărcat avioanele astea, am plecat spre Turcia. Cred că am făcut vreo 3 ore. Zborul în sine. Romica Chițoi face parte din Clubul Câinilor Utilitari de 11 ani, iar de 7 se antrenează intens cu Zura. Legătura lor este bazată pe iubire și prietenie, iar asta i-a ajutat să rămână puternici în fața dezastrului din Turcia. Nu le-a păsat de frigul care îi învăluia. Ce i-a îndemnat să continue a fost dorința lor de a-i ajuta pe cei răniți. E copilul cu coadă. E partenerul meu de viață, e face parte din familia noastră. De când am ajuns în Turcia, eram deja obosiți. Practic, eram deja obosiți de drum, eram emoționați, evident, adrenalină, mamă, ce facem. Când am ajuns acolo, o atmosferă apăsătoare, așa, întuneric mult, da? Pentru că au căzut rețelele, cutremurul a fost foarte mare. În aeroport acolo aveau generatoare care funcționau în Adana, cred că am aterizat. Undeva la periferia orașului Adana, am fost cazați într-un sediu al AFAD, care era destul de afectat, toată mobila zburase în toate direcțiile. Și nu era lumină, erau niște generatoare care funcționau, na, cât să asigure celor de la AFAD un pic de lumină și pentru echipamentul lor. Am dormit pe gresie, pe ghiozdane, fiecare cum a putut, până când au reușit să găsească autoritățile din Turcia un autobuz care să ne transporte în Antakya, unde urma să avem efectiv intervenția. Atmosfera tristă, n-ai ce... Că nu știu dacă necesită vreo descriere, pur și simplu un oraș sau o regiune afectată grav, distrusă în proporție de 80%, da? Nu mai aveai semnal la telefon, nu aveai lumină, deci de-aia e bine că am avut baterii de schimb la noi, ca să avem acces la telefoane, dar chiar și așa noi nu aveam semnal. Și mai mult decât atât, se primau niște voluntari de la o companie de telefoane printre noi și ne dădeau acces la internetul lor. Perioadă limitată, uite, îți dau ție 5 minute, pentru că nici ei n-aveau infinit. Și atunci, dar totuși era mișto, pentru că puteai măcar să scrii acasă, bă, sunt bine, am ajuns. Am ajuns într-un final în Antakya, am instalat tabăra, s-au format două schimburi. Schimbul 1 a plecat direct pe dărâmătură, schimbul 2 a rămas să clădească tabăra și să ridice corturile și să pregătească generatoarele și toate cele. O parte din echipa logistică fuga către toate orice benzinărie să facă rost de combustibil, pentru că era mare necesitate. Generatoarele funcționează pe motorină, pe benzină, na. Am stat 10 zile. 10 zile. 10 zile în care presupun că le-ați văzut pe toate. Păi, am văzut tot ce se petrece într-un dezastru de amploare. Am văzut și toată tragedia, dar am văzut și partea omenească, partea de empatie, partea de ajutorare reciprocă. Am văzut când în primele zile n-aveai curent, n-aveai nimic acolo și cineva venea cu un generator tras de mână, bă, hai să-ți dau niște curent, măcar să-ți încarci telefonul. În dărâmătură s-a lucrat în schimburi de 10 ore în primele zile. Acea perioadă a fost o încercare extrem de dificilă pentru toți cei implicați. Magazinele și benzinăriile erau fie distruse, fie închise, iar transportul public nu era disponibil pentru a-i ajuta pe români să ajungă la locurile în care erau nevoiți să acționeze. Apa potabilă era o raritate, iar lipsa de translatori complica și mai mult situația. Era drămuită în primele câteva zile, nu era foarte multă apă. După 3 zile au început să apară baxuri și camioane întregi de apă. La fiecare colț de stradă găseai cât un palet de la mare de apă, plată, îmbuteliată, să poți să o bei fără probleme. Am văzut mulți oameni necăjiți și mulți oameni decedați. Pentru ei,
necazul s-a terminat, să spunem, dar au rămas cei care îi plâng și asta era mai greu de privit decât neapărat cadavrele. Adică te uitai la un om care și-a pierdut familia acolo și era mult mai greu decât să-i vezi morți. Când vedeai un om care cotrobuia până ruinele casei lui și scotea de acolo, nu știu, perna, poza lui copilul care nu mai găsea, adică astea sunt, îl vedeai că culege nu știu ce frântură de poză și se uita la ea cu ochii, adică lucrurile astea, deci, pur și simplu când vedeai pe fața lui neputința aia și disperarea aia, asta te marchează, da. Orice pas înainte a fost o luptă cu obstacolele și cu durerea de a vedea suferința din jurul lor. Ei au căutat neobosiți, muncind fără pauză, în încercarea de a găsi și extrage victimele de sub dărâmături. Noi ne ajutăm de câinii ăștia să restrângem zonele de căutare și să identificăm zone unde să le sapi cu prioritate, da? Pentru că, să spunem, dacă te-a pus și sapi așa prin sondaj, îți auzi întreagă, dacă, și mai mult, pentru că tu începi și zici, acolo nu e, acolo nu e, acolo nu e. Și câinele te ajută să zici, bă, mai bine sap aici, da? După care îi bași o cameră telescopică să confirm că există ceva acolo, pui și niște senzori acustici, faci gălăgie, după care aștepți să auzi ceva, dacă se aude ceva din interior. Este periculos. Pe de altă parte, noi, antrenându-ne mereu în zone de-astea care seamănă cu un dezastru, am reușit să ne formăm totuși un ochi. Și mai mult decât atât, a colegilor și de la pompieri, ei se uită și decid. Bă, dacă intri acolo, mori și tu. Adică, ok, avem deja două victime acolo, dar de ce să o punem și pe a treia? Știi? Adică, comandantul de intervenție, squad leaderul, cum îi spuneau ei, evalua zona cu ochiul lui format și cu cunoștințele pe care le avea și decidea dacă intrăm sau nu acolo. Odată. Pe de altă parte, inclusiv eu puteam să decid dacă bag sau nu câinele acolo, pentru că nu vreau să-l trimit la o moarte sigură. Fiecare lătrat sau semn dat de Zura a devenit o rază de speranță în mijlocul întunericului și al haosului. S-au aventurat în zone periculoase, întruchipând curajul și loialitatea pură a unui prieten neînfricat. Pentru noi a fost exact rutina de antrenament. După ce am ajuns acolo și am trecut de șocul, wow, ce dezastru e aici, a venit adrenalina, a trecut adrenalina și după care am început să facem lucrurile ca la antrenament, exact cât se poate de aproape de antrenament, în așa fel încât noi să ne putem face treaba fără să fim afectați, fără să se vadă că suntem afectați emoțional cumva. Dacă afectați emoțional eram, dar bazându-ne pe un antrenament de luni, de ani, de zile, recurgi, într-o situație de criză, recurgi la antrenament automat. Creierul se duce către antrenament și chiar dacă tu ești, mamă, ce nasol e aici, mâinile tale se mișcă, cum ar trebui să se miște într-un antrenament normal. Echipa României în total a găsit și au descarcerat de acolo 5 persoane. Erau prinse destul de nasol, adică fără un ajutor profesionist n-ar fi ieșit de acolo niciodată. Persoanele ar fi rămas acolo, punct. Și colegii noștri, ca să vă faceți o idee despre cât de ușor sau cât de greu este să scoți o persoană de sub dărâmături, colegii de la pompieri au lucrat la una dintre victime și peste 20 de ore. 20 de ore la o singură victimă ca să poată scoate afară. Eforturile lor nu au trecut neobservate. Echipele au primit recunoaștere la nivel național, fiind decorate chiar de Klaus Iohannis. Mai presus decât orice, acest fapt demonstrează importanța și valoarea inestimabilă a Clubului Câinilor Utilitari. Domnul președinte ne-a invitat la Palatul Prezidențial să ne mulțumească personal și ne-a oferit niște decorații pe care noi le-am primit cu umilință și onoare și a fost frumos, ne-au primit. Erau de câte ne-au zis cei care lucrau acolo efectiv și care angajații președinției, să spunem așa, ne-au zis, frate, este prima oară când intră câinii aici în sala asta, adică gândiți-vă, era o sală de protocol pompoasă, mare, frumoasă, cu marmură sau mai știu eu ce, știi? Și noi cu câinii noștri, top, știi? Într-o lume în care fiecare zi aduce noi provocări și situații limită, Clubul Câinilor Utilitari din București strălucește ca un far de speranță și solidaritate. Romica Chițoi se antrenează din greu alături de ceilalți voluntari și câinilor pentru ca, la nevoie, să intervină și să își ofere susținerea în caz de dezastru. Cu asta îmi umplu zilele. Da, încercând să antrenez câini de căutare și salvare, și ajutăm la instruirea noilor voluntari și noilor câini care vor să se înscrie în club.
Fondată în 2010, Asociația Non-Guvernamentală și-a dedicat activitatea în slujba comunității, punând în valoare talentele și abilitățile incredibile ale câinilor. Vlad Popescu este instructor canin și unul dintre inițiatorii ONG-ului. El, împreună cu Cealapa, au fost la nenumărate intervenții. Cea mai importantă misiune au avut-o în 2019, atunci când au mers în Albania să caute oamenii prinși sub dărâmăturile produse de un alt cutremur devastator. Am fost împreună cu Departamentul de Situații de Urgență, cu unitatea USIS-ul de la Ciolpani, care era proaspăt atestată în Sarag, și ne-am alăturat aceste echipe împreună cu Romică și Billy. Și alături de noi au fost și doi căței de la Ciolpani, Speedy și Thor, și ne-am făcut treaba cât am putut de bine și căței au contribuit la localizarea celor trei victime recuperate la momentul respectiv, din păcate decedate. Cealapa nu este un câine de rasă. În urmă cu 9 ani, Vlad a găsit-o într-un tomberon. Mai avea 7 frați, dar când s-a întors cu hrană pentru ei, mai rămăsese doar ghemotocul de blană neagră. Din prima clipă, Vlad s-a ocupat de dresajul ei, iar la vârsta de 3 ani și jumătate, a participat la prima sa misiune de căutare și salvare. Cealapa este un cățel pe care l-am găsit în tomberon, după tipul clasic. Fusese abandonată. Și am luat-o acasă în ideea că o voi da spre adopție după 3 zile. Ei bine, au trecut 9 ani aproape și este un câine de căutare și salvare, cu misiuni la activ, cu atestări, cu tot ce trebuie. Mai puțin decât rasa, contează individul. Dacă am un individ bun, dacă am un cățel jucăuș, sociabil, laco, dornic de viață, nu contează foarte mult rasa. Trebuie să fie un câine, evident, capabil să dezvolte o condiție fizică potrivită acestui tip de muncă. Există rase unde nu ne putem aștepta la așa ceva. Și contează și mai mult stăpânul decât câine. Orice câine poate fi pregătit pentru misiuni de salvare în cadrul unui training care durează minimum 2 ani, cu antrenamente de cel puțin 3 ori pe săptămână, ce acoperă sute de kilometri și zeci de scenarii. Unul dintre cele mai importante exerciții pentru câinii utilitari este acela de a găsi o persoană neajutorată în timp util. Da. Acum eu voi fi victima și mă voi ascunde în pădure, dar vreau să joci rolul de victimă. Numai că, ca în cazul tuturor antrenamentelor, victima este cea care recompensează câinele pentru că găsește. Deci vreau să te duci în pădure, te așezi, te întinzi. Vine câinele, te latră și face treaba. Nu îi dai niciun indiciu că a făcut o treabă bună până în secunda în care nu vin eu acolo. Recompensa va fi la mine? Va fi la tine și va fi în buzunar. Niciodată la vedere. Bun! La picior! Măi! Șezi! Acum o să te așezi jos. Ia te mai lată de 3-4 ori și de recompensă. Șezi! Bravo! Clubul câinilor utilitari nu poate exista fără echipa sa dedicată și pasionată. Aceasta include 10 câini atestați de Ministerul Afacerilor Interne pentru intervenții în caz de cutremur sau dispariții în mediul natural, împreună cu alții 24 de câini aflați în curs de pregătire. În plus, au 10 voluntari fără câini, 30 de voluntari în echipa de căutare. El este Ares, ea este Raluca. Sunt doi colegi de-ai noștri care se pregătesc tot așa pentru a deveni o echipă de căutare și salvare cu câine. Ares este foarte entuziast. Hai să vedem cum lucrează. Prima oară o să trimiți acolo. Adi! Semnalizează! În acest exercițiu Ares aude o victimă, dar nu știe unde este. Deci lucrează pe baza nasului. Și iată că e posibil să nasul să-l ducă la cealaltă victimă. Iulian, ești așezat, da?
ceea ce pe noi nu ne interesează până la urmă ce victimă găsește, atâta timp cât el este într-o zonă de, la un nivel la care trebuie să caute liber. Dacă el găsește o victimă în pădure, suntem foarte fericiți, înseamnă că și-a făcut treaba. Echipele de căutare și salvare sunt expuse unor situații ipotetice care se doresc a fi cât mai apropiate de realitate. Simulările sunt construite ținând cont de experiența fiecăruia dintre ei, nivelul lor crescând pe măsură ce câinii îndeplinesc cu succes misiunile încredințate. Facem parte din Clubul Câinilor Utilitari din noiembrie 2021. Relația mea cu Ares durează de 2 ani deja, pentru că el are 2 ani, am plinit 2 ani pe 1 aprilie, îl am de când este puiuț. Este primul meu câine și pentru că în general îmi plac provocările, am zis că trebuie să fie un dalmatian. Tocmai pentru că voiam o provocare și în această area vieții mele. El îmi este un companion extraordinar și facem toate lucrurile împreună. În pădure am întâmpinat ceva probleme. Ce ar trebui să mai lucreze? Fiind un proces de învățare, pentru că fiecare câine este la un anumit nivel și fiecare temperament al câinelui fiind diferit, bineînțeles că impactează modul în care asimilează informațiile și toate acțiunile pe care le are de făcut fiecare în parte. El fiind o fire mai agitată, informația se sedimentează un pic mai greu și aș spune că este încă în faza adolescentină. Avem de lucrat la foarte multe aspecte în ceea ce privește căutarea și salvarea, însă le luăm pe rând. Nu avem cum să lucrăm la toate deodată. Trebuie să lucrăm la direcționare, trebuie să lucrăm la semnalizare, deci cât de tare și cât de sacadat latră atunci când găsește victimă. De asemenea, foarte important este ca patrupezii să fie supuși unor controle periodice la medicul veterinar. Ei trebuie să primească toată atenția necesară, având în vedere munca pentru care sunt antrenați. Nu putem compara un câine de companie cu un câine utilitar. Un câine care lucrează activ va trebui automat să fie mult mai bine ținut în evidența medicului veterinar, să facă niște analize mai dese, să ne ocupăm ca condiția lui fizică să fie în cea mai bună formă și de fiecare dată când observăm un semn de boală să intervenim rapid, pentru că, bineînțeles, după 2 ani minim de lucru cu ei, nu ne dorim să pierdem un astfel de cățel. Deci trebuie să ne asigurăm că, din punct de vedere medical, putem să intervenim cât putem de repede. Clubul Câinilor Utilitari nu se limitează doar la antrenarea echipelor om-câine, ci oferă și consultanță pentru organizații guvernamentale și non-guvernamentale în utilizarea câinilor utilitari. De asemenea, se ocupă și de pregătirea câinilor pentru terapie asistată pentru a aduce bucurie și alinare persoanelor aflate în dificultate, având un impact profund asupra stărilor emoționale și fizice. Clubul se implică activ în educarea publicului cu privire la beneficiile interacțiunii om-câine și importanța câinilor în general prin evenimente, prezentări și proiecte de conștientizare. Am chemat pe colegii mei, pe Vlad și restul echipei, o parte din echipa noastră de la Clubul Câinilor Utilitari, să facă o demonstrație pentru copiii medicilor veterinari. Și practic i-am învățat pe copii sau le-am spus copiilor câteva noțiuni despre ce înseamnă un cățel de salvare căutat. Ce vrem noi să le explicăm copiilor de vârsta lor este, în primul rând, cum trebuie să interacționeze cu câinele, cum să nu fie intruzivi în relația cu căței și în momentul în care văd un câine pe stradă să știe să ceară voie, în momentul în care vor să-l mângâie sau să interacționeze cu el. Practic vrem să învățăm ceea ce noi facem cu căței noștri. Nu ne certăm câinii, nu ne pedepsim câinii, totul se lucrează pe recompensă pozitivă și așa sperăm că vor fi educați și copiii noștri și copiii care au participat la acest eveniment. Scopul lor este să inspire și să schimbe percepțiile despre câini, arătând că aceste animale sunt prietenii de nădejde și partenerii de neînlocuit. Copii, asta a fost prezentarea noastră. În mod normal, căței ăștia sunt niște căței care muncesc mult mai serios, da? Și au treburi mult mai serioase și de-aia la antrenamentul ăsta, la demonstrația asta, au fost mai jucăuși, da? Ne-am apucat de chestia asta pentru că ne iubim căței, pentru că vrem să facem lucruri de joacă frumoase, să ne jucăm cu căței noștri și putem face și ceva util. Dar, evident, există și o doză de patriotism. Vrem să trăim în țara în care căutarea persoanelor dispărute și căutarea persoanelor de sub dărâmături se face cu toată seriozitatea. Visul nostru este să ajungem să avem 50 de asemenea căței în București
și 500 în toată România. Câinii utilitari nu sunt doar simple animale de companie, ci adevărați eroi ai României. Prin devotamentul lor și sacrificiul necondiționat, acești patrupezi ne inspiră iubirea adevărată față de aproapele nostru. Susținerea lor nu este doar o datorie, ci și o expresie a mândriei și aprecierii noastre pentru aceste ființe extraordinare. Să fim recunoscători pentru tot ceea ce câinii utilitari fac pentru noi și să le arătăm întotdeauna iubirea și respectul pe care le merită. Dacă doriți să susțineți activitatea clubului, o puteți face prin completarea formularului 230 și redirecționați 3,5% din impozit către Asociația Clubul Câinilor Utilitari pe o perioadă de 1 sau 2 ani. De asemenea, puteți dona accesând site-ul donează-pago.ro la secțiunea Natură și Animale pentru câini de căutare și salvare. Echipa de la Dragoste de România este într-o permanentă căutare a oamenilor care doresc să facă ceva bun pentru comunitate, pentru satul lor, pentru păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor moștenite din străbuni. Dacă și dumneavoastră cunoașteți astfel de modele pentru societatea românească, vă rog să ne scrieți pe adresa de Facebook a emisiunii, iar reporterii noștri vor veni să le cunoască. Mulțumesc Atmosphere Fashion pentru ținuta mea de astăzi și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Cezara Munteanu, până data viitoare, toate bune!